invit acum să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, de unde vom citi din capitolul 16 câteva versete, începând cu versetul 23. Contextul mai larg al acestui pasaj ne vorbește despre suferințele pentru Hristos prin care Sfântul Apostol Pavel, împreună cu tovarășul său de misiune, Sila, a trecut. Să lecturăm cuvântul. După ce le-a dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici.” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-au bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Locul din Sfânta Scriptură pe care l-am citit relatează un crâmpei din lucrarea pentru Hristos făcută de Apostolul Pavel. În călătoriile sale misionare a ajuns în orașul grecesc Filipii, unde a fost persecutat aspru pentru credința sa, pentru mărturia sa pentru Domnul nostru Hristos. Pasajul citit relatează felul în care Duhul lui Dumnezeu a folosit aceste încercări ca prin ele, în mijlocul lor, să fie mântuit un om, o familie. Gardianul pușcăriei din Filipi s-a întors la Domnul și prin botez s-a făcut creștin. Evanghelia ne relatează cum, convins de semnele mari care s-au făcut, de pilda lăsată de apostolii Domnului Iisus, de miracolul lui Dumnezeu, s-a aruncat la picioarele apostolilor și a pus una dintre cele mai importante întrebări rostite vreodată. Întrebarea: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aceasta este întrebarea la care în această seară, prin cuvântul propovăduit, dorim să dăm răspuns. Această întrebare este o întrebare fundamentală. Este o întrebare actuală și relevantă. Însemnătatea ei va fi înțeleasă mult mai profund atunci când conștientizăm trei certitudini. Certitudini pe care aș dori să le subliniez. Prima certitudine: cu siguranță că fiecare dintre noi, cei prezenți aici, într-o zi vom muri.
Moarte fizică este o certitudine. Cu siguranță că în următorii 80 de ani, cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, nu vom mai fi în această lume. Aceia care vă găsiți la vârsta tinereții și vă socotiți puternici, nu trebuie să uitați că odată cu trecerea timpului va veni și ceasul când veți muri. Este o certitudine. A doua certitudine este certitudinea existenței lumii de dincolo, a vieții de dincolo de hotarul morții. Sfânta Scriptură ne vorbește despre o altă lume, o lume reală, ca și cea în care noi trăim, este veșnicia. În această lume se găsesc două compartimente. Raiul lui Dumnezeu, în care se găsesc îngerii lui Dumnezeu și în care Mântuitorul Iisus Hristos pregătește un loc pentru cei care îl ascultă, pentru cei care îl urmează. Al doilea loc este un loc grozav, un loc de chin, numit în Sfântele Scripturi iazul care arde cu foc și cu pucioasă și cunoscut îndeopște sub numele de iad, un loc real și locul acela. Cu certitudine, stimați ascultători, vom muri și cu certitudine, dincolo de hotarul morții, se deschide un alt râm, lumea de dincolo, cu rai și iad. Întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit capătă mai multă însemnătate când te gândești că mori și că dincolo te așteaptă rai sau iad. Dar mai există o certitudine. Certitudinea existenței veșnice a sufletului și după ce corpul moare. Sufletul pe care îl purtăm în acest corp și care ne dă identitate trăiește veșnic. Moartea fizică îl dezbracă doar de casa acestui trup și nici de cum nu-i atinge existența. Există veșnic. Porți în interiorul tău, în pieptul tău, în corpul tău, un suflet care trăiește în vecii vecilor. Întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit este cu atât mai importantă cu cât soarta acestui suflet etern depinde de cum răspunzi la această întrebare. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Apostolul Pavel ne îndrumă spre răspuns. El a zis: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Prin răspunsul său, apostolul Pavel ne îndreaptă atenția spre Mântuitorul Iisus, care are răspunsurile. La întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, Mântuitorul Iisus, în timpul propovăduirii sale pe pământ, a oferit patru răspunsuri pe care aș dori să le identificăm, să le primim și mai cu seamă să le împlinim. Până să vedem aceste răspunsuri, aș vrea să mărturisesc că mântuirea sufletului este darul lui Dumnezeu. Este rezultatul lucrării făcute de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. E harul și darul lui Dumnezeu pe care noi îl primim de la Dumnezeul cel binevoitor. Noi nu câștigăm mântuirea prin faptele noastre, ea ne este oferită de Fiul lui Dumnezeu, prin har, prin credință, fără fapte, spune Scriptura, ca să nu se laude nimeni. Cu toate acestea însă,
Scriptura ne arată că noi oamenii trebuie să primim cumva acest dar al lui Dumnezeu. Vorba părintelui bisericesc, Chiril al Ierusalimului, care spunea: treaba lui Dumnezeu este să ofere harul mântuirii și treaba noastră a oamenilor este să-l primim și să-l păstrăm. Cum oare îl vom primi și îl vom păstra? Mântuitorul Iisus, în patru rostiri, patru predici ale sale, s-a referit la patru responsabilități care vin ca răspuns la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. În primul rând, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17, sunt scrise aceste cuvinte: începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos, predică pe care el a rostit-o imediat după ce a ieșit din Iordan și a fost botezat în apă. El a zis: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Răspunsul la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, răspuns oferit de Mântuitorul Iisus, în care Apostolul Pavel a spus că trebuie să credem, este: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Aș vrea să subliniez că această poruncă dată de Mântuitorul este adresată tuturor oamenilor de pretutindeni. Ca așa a spus Apostolul Pavel, Dumnezeu nu ține în seamă vremile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Suntem, stimați ascultători, avuți în vedere și noi, indiferent de vârsta la care ne găsim, mai tineri sau mai în vârstă, bărbați sau femei, căsătoriți sau necăsătoriți, Dumnezeu ne cere tuturor să ne pocăim de păcatele noastre, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne îndreptăm purtarea, să punem hotar vieții trăite în independență de Dumnezeu, încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, în trăirea în fel și fel de păcate în care oamenii se complac. Fiul lui Dumnezeu condiționează primirea mântuirii de pocăința de păcate. Odată, la Domnul Iisus au venit niște oameni. Se întâmplase o nenorocire. În urma unor împrejurări nedescrise în Scriptură, un turn din orașul Ierusalim a căzut. În căderea lui, sub dărâmături, a prins niște bărbați care și-au pierdut acolo viața. Accidentul a stârnit dezbatere. S-a ridicat întrebarea: oare cum se face că bărbații aceia s-au găsit la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit, și și-au pierdut viața? Unii au sugerat un răspuns: pe semne că au fost grozav de păcătoși dacă Dumnezeu i-a pedepsit așa. Și în vremurile noastre se întâmplă că oamenii găsesc ușor răspunsuri de ce vin necazuri peste alții. Cu răspunsul propus, oamenii au fost păcătoși și de aceea mânia lui Dumnezeu a venit asupra lor, au mers la Domnul Iisus ca să confirme, să găsească întărire la răspunsul dat. Răspunsul lui Iisus a fost șocant. Domnul Iisus a spus: adevărat vă spun că bărbații aceia nu au fost mai păcătoși decât voi. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ține minte, viața trece foarte repede. Nu te bizui pe faptul că vei trăi 80 sau 90 de ani, că sunt oameni mai tineri decât dumneata care au murit. Cu certitudine vei muri și dacă te va surprinde clipa plecării din această lume neîntors la Hristos, cu păcatele neiertate, în afara căii pocăinței, te vei duce în pierzare? Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, să ne ajute Dumnezeu pe toți. Răspunsul al doilea oferit de Mântuitorul se regăsește în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 15, unde citim cuvintele: Iisus zicea:
S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cu alte cuvinte, vremurile pe care le trăim sunt cele de pe urmă. Împărăția lui Dumnezeu se apropie de noi, e vremea potrivită pentru mântuire. Iisus a cerut, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De observat, stimați ascultători, este că în această a doua sa predică, Mântuitorul nostru Iisus, pe lângă chemarea la pocăință, adaugă și chemarea la credință. Aceste două cerințe divine sunt legate între ele prin cuvântul și. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ni se cere în egală măsură să ne pocăim de păcatele noastre. Această reacție, această cerință, acest răspuns are de a face cu trecutul nostru, cu viața trăită în independență de Dumnezeu. Implică o latură negativă, părăsești ceva, confrunți ceva, înlături ceva. O latură amară, e vorba aici de jalea, de lacrimile pocăinței. Cum oare să te pocăiești de păcatele tale râzând? Cum oare să te căiești de păcatele tale neîndurerându-te că le-ai săvârșit? Nezicând, cum a zis altă dată, vameșul, ai milă, Doamne, de mine, păcătosul. E latura amară, dureroasă a relației cu Dumnezeu, dar trebuie să treci pe acolo. Și apoi vine cealaltă, dulce, care îți umple sufletul de pace, care te surprinde cu bunăvoința, cu mila, cu iertarea, cu bunătatea lui Dumnezeu. Și credeți în vestea bună, în Evanghelie. Ce este Evanghelia? Evanghelia este răspunsul lui Dumnezeu dat în fața lumii care i-a întors spatele. Acest răspuns îl are în centru pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a părăsit slava cerească și s-a întrupat, s-a făcut om, a umblat printre noi fiind plin de har și de adevăr. A murit pe cruce pentru păcatele noastre, moartea sa la cruce este legată de faptele pe care le-am săvârșit noi oamenii, noi din generația prezentă, cei din generațiile trecute și dacă vor mai fi oameni, cei din generațiile viitoare. Pe toți ne-a cuprins în jertfa sa și a plătit plata pentru păcatele noastre, câștigând pentru noi iertare, favoare, mântuire, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Evanghelia arată că Domnul Iisus a înviat din morți. El este viu. Noi propovăduim pe Hristos care a fost răstignit și care a înviat din morți și care este viu în vecii vecilor. Oameni buni, Domnul Iisus este Evanghelia lui Dumnezeu. Vestea cea bună în care trebuie să credem cu tărie ca să căpătăm de la Dumnezeu iertare de păcate, să căpătăm de la Dumnezeu mântuire. Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Domnul a răspuns, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Apostolul Pavel a spus, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ce înseamnă oare să crezi din inimă? Dacă mărturisești cu gura pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Permiteți-mi să ilustrez cum înțeleg ce înseamnă credința în inimă, invitând un copil. Dacă vrea să vină aici un copil, un voluntar, îl aștept cu bucurie. Vă rog frumos, nu toți, numai unul. Cine vine? Da, aici un prieten care nu știu dacă vine la mine sau fuge de mine. Hai aici. Hai, nu? Suntem noi prieteni? Sperăm că mai rămânem. Să presupunem că eu nu știu cum te cheamă.
Ne spui cum te cheamă? Robert. Ne mai spui o dată? Robert. Și a cui ești Robert? Alu Florin. Hai. Vă rog foarte frumos să vă uitați la acest băiat. În fața noastră a făcut o declarație. Eu sunt Robert. Câți îl credeți? Îl credeți? Credeți dumneavoastră cu convingere că băiatul acesta este Robert? Tu crezi, Robert? Este în vreun suflet îndoială cum că băiatul ne-ar spune un adevăr? Că de fapt l-ar chema altfel și cu intenție caută să ne înșele amăgindu-ne că îl cheamă Robert? Sau în fiecare suflet s-a așezat o convingere simplă care n-are nevoie de argumente, de explicații și care nici nu se întemeiază pe o rațiune? El e Robert. Așa e? I-ați văzut certificatul de naștere? Asta ar fi o dovadă. L-am crezut pentru că ne-a spus. Aceasta se numește credință în inimă. Acum vă rog frumos. A crede în Evanghelie înseamnă să crezi într-un mod asemănător, simplu și din inimă, că Iisus a murit pentru păcatele tale, a înviat din morți și este Domnul. Slăvit să fie numele Său. Între noi fie vorba. Băiatul pentru unii oameni este mai vrednic de crezare decât Iisus. Că El ne-a spus că îl cheamă Robert și nici nu ne-a trecut prin minte că ar fi altfel. Iar când Iisus Hristos declară că a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți, este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul și Judecătorul cel drept, aici unii se îndoiesc. Vă rog să primim în inimă credința, pentru că o asemenea credință ne deschide spre mântuire. Amin. Robert, să vină ziua când să predici tu și să ascult eu. Mi-ar fi la loc. Al treilea răspuns îl găsim în Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, versetul 16. După învierea sa, după înălțarea sa, înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul Iisus a spus ucenicilor săi să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. Și apoi a continuat cu cuvintele: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Sunt cuvintele Domnului Iisus. De această dată, Mântuitorul, din cea de-a doua predică, preia enunțul referitor la credință și lui adaugă cerința legată de botez. Așa că până în prezent sunt trei răspunsuri. Pocăiți-vă de păcatele voastre, credeți în Evanghelia Domnului Iisus Hristos și dovediți această credință printr-un gest vizibil. Scoateți-o din suflet, mărturisiți-o pe gură, exprimați-o în public, declarați-o înaintea lui Dumnezeu în spațiile spirituale, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, exprimați-o. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Se cere să ne botezăm în apă. Cuvântul lui Dumnezeu arată lămurit că această poruncă este voia lui Dumnezeu pentru toți aceia care se pocăiesc și cred. Amintiți-vă de exemplu lăsat de Apostolul Pavel, care după ce a propovăduit temnicerului din Filipii despre mântuire, despre Domnul Iisus, ne spune cuvântul: a fost botezat îndată el și toți ai lui. Altădată Apostolul Petru a spus: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor voastre. Altădată Apostolul Pavel, de fapt evanghelistul Filip, la el mă refer, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a ajuns de la urmă un călător care călătorea în carul său
citea omul din Biblie. Evanghelistul a întrebat, înțelegi tu ce citești? Omul a cerut ajutor și cerându-i ajutor lui Filip, Filip i-l-a dat prin Duhul, au început să vorbească despre Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și pe când vorbeau despre Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ascultătorul, famenul etiopian, l-a întrerupt zicându-i, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Omul lui Dumnezeu a spus, dacă crezi, se poate. Ceea ce ne desparte, ne-ar putea despărți de botez, este lipsa credinței. Omul a spus, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Filip a poruncit să fie oprit carul, au coborât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe famen. În toate aceste locuri din Scriptură se arată cum Dumnezeu a chemat la mântuire oameni și cei botezați erau oameni mari, la vârsta responsabilității morale, cu voință liberă și care, auzind Evanghelia sau căit de păcatele lor, au crezut în Domnul Iisus și au ales în mod voluntar să încheie legământ cu Dumnezeu botezându-se în apă. Potrivit acestor cuvinte, vom vedea împreună astăzi pe cei 13 care și ei se vor coborî în apa botezului și vor mărturisi credința în Domnul Iisus. Aș vrea acum, stimați candidați la botez, să vă adresez vouă un cuvânt. Nu este târziu să vă opriți. Vă rog foarte frumos să mă ascultați cu atenție. Trimite-l pe puștiul în altă parte. E vine și lui vremea. După cum vă aduceți aminte, stând de vorbă așa unul cu altul, v-am spus de mai multe ori că cine nu este gata să moară, să nu se boteze în apă. Botezul în apă este asociat cu decizia de a muri. Dacă nu sunteți gata să muriți față de viața veche, să nu vă botezați. Nu e niciun bai dacă v-ați îmbrăcat în haine albe și nu e niciun bai dacă vă retrageți. Dar dacă sunteți hotărâți să vă predați lui Dumnezeu cu totul și să vă asumați calea Domnului Iisus și calea crucii, care poate însemna și moarte, atunci coborâți-vă în apă. Botezul în apă este unirea cu Hristos în moarte, care pentru Iisus a fost un eveniment și pentru noi va fi un proces. După ce vă ridicați din apă, mereu trebuie să muriți față de viața veche și mereu să înviați față de viața nouă și să trăiți cum a trăit Domnul Iisus. Acesta este botezul. Este, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, o îngropare împreună cu Hristos. Așa cum El a fost îngropat în mormânt, cel care se botează este scufundat în apă. Și așa cum Domnul Iisus a fost adus la viață din mormânt și ridicat ca să fie văzut de cei care L-au întâlnit, și noi care ne botezăm suntem ridicați din apă ca să trăim o viață nouă. Cine nu e gata să moară, să nu se boteze. Botezul, stimați oamenii lui Dumnezeu, este o unire cu Hristos în moartea sa și o angajare cu Hristos în viața nouă. O, ce departe sunt tradițiile omenești de acest standard dumnezeiesc. Din obicei, și s-ar putea să fie și la vârsta maturității din obicei. N-am întâlnit noi oare oameni care s-au botezat din obicei, la vârsta maturității? Și dacă la vârsta maturității e posibil, cum va fi oare la vârsta prunciei? Mergeți pe stradă, vă rog, întrebați-i dacă sunt botezați în apă și vor spune că da. Mergeți în pușcărie, întrebați-i dacă sunt botezați în apă și o să spună că da. Faceți un interviu prostituatelor care se destrăbălează și întrebați-le dacă sunt botezate și o să spună că da. Botezul nu potrivește cu asemenea viață. Botezul implică unirea cu Hristos în viața nouă. De aceea înțelegem că trebuie făcut la maturitate.
Și în urma unui angajament serios și a unei experiențe sufletești, interioare, a credinței, a pocăinței, a schimbării vieții. Și când acestea încep să se vadă, fie și ca un colț care răsare și anunță, un copac falnic, atunci e posibil botezul. Dar să aveți grijă ca ceea ce începeți să continuați tot restul vieții. Doamne ajută! Al patrulea răspuns. Matei 5, 20, Iisus a vorbit despre trăirea în neprihănire. El a spus ucenicilor săi și prin asta nouă tuturor celor care ne-am botezat, vouă celor care vă botezați și tuturor acelora care urmează să se boteze. Vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Iisus ne-a cerut să depășim o religiozitate de fațadă. Ne-a cerut să trăim profund, interior, real, păzirea poruncilor sale. Într-un cuvânt, să-i fim ucenici, ferindu-ne de păcate. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Mă apropii de încheiere. Este vremea potrivită să ne uităm spre cei îmbrăcați în haine albe și să ne vorbească Duhul lui Dumnezeu prin cuvintele și prin gestul lor. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? La această întrebare s-au dat patru răspunsuri. Să mă pocăiesc. Da. Chemarea la pocăință nu este o chemare confesională, este o chemare dumnezeiască. Este o chemare divină. Trebuie să crezi în Domnul Iisus. Trebuie să te botezi în apă. Și trebuie să te ferești, să mă feresc de păcate. Poate una dintre cele mai scurte cuvântări ale Domnului Iisus, adresate unei femei care începea să trăiască și ea viața nouă, au fost cuvintele, du-te și să nu mai păcătuiești. Ce cuvinte, ce speranță, ce perspective, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este viziunea pe care aș vrea să o luăm. Omul, temnicerul din Filipii, în moment de cumpăn al vieții sale, a pus întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? I s-a spus despre ce a făcut Iisus și apoi i s-a arătat ce ar trebui să facă el. Iată răspunsurile. Răspunsuri care ni se potrivește și nouă și care sunt cu atât mai importante, cu cât cu certitudine vei muri, cu certitudine te duci într-o altă lume, lume de dincolo, în care vei locui pentru vecii vecilor. E prea scurt timpul petrecut în această viață și prea importantă această viață pentru destinul nostru etern ca să neglijăm cerințele Sfintei Evangheliei zicând altă dată. Că altă dată nu știi dacă va mai fi sau dacă vei mai reuși altă dată să fii într-un cadru ca acesta. Poate că vei zice, nu pot să cred sau nu pot să primesc. Dacă reușești să spui asta, ai făcut un mare pas înainte. Roagă-te lui Dumnezeu, lasă-ți inima deschisă și în ea să așeze El harul de sus, care ne va dărui și voința și înfăptuirea. Amin.